România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De câteva luni încoace, fiecare dintre noi vede că un coș de la magazin este din ce în ce mai scump. Același coș ca și anul trecut. Când ne spunem că toate s-au scumpit, nu mai este doar o vorbă care să arate o supărare cotidiană obișnuită, ci chiar o constatare. Și ne așteaptă lucruri mai rele, prieteni. Iar creșterea economică, mult lăudată pe aici, 13%, acel 13%, nu mai ține de foame. Rata inflației era la jumătatea anului la aproape 4%, dar la mâncare era trecută binișor de 5%, dar ce ne-a lovit cel mai tare a venit în această vară și urmează la iarnă. Curentul și gazele sunt mai scumpe ca niciodată și măcar o prognoză arată că la iarnă factura ar putea fi dublă, cel puțin la gaze, dublă față de anul trecut. Guvernul caută acum o soluție la treaba asta și am să vă explic un pic mai târziu. Înainte însă să vedem de ce s-a ajuns aici, căci pentru România sunt mai multe motive cumulate. Primul este legat de ceea ce se întâmplă cu prețurile din afara țării, care dictează și ce se întâmplă aici. Gazul și curentul se scumpesc peste tot în Europa, fie din cauza politicilor Rusiei, dar și din cauza atenția măsurilor antipoluare luate de Uniunea Europeană. Știți că în ultimii ani România a devenit parte la diverse acorduri internaționale de mediu, dar cum noi aici în țară nu suntem atenți la temele mari, puțini politicieni ne-au spus că asta ne va costa la propriu, adică chiar o să plătim bani pentru asta. De exemplu, astăzi avem certificate verzi care devin enorm de scumpe când faci energie pe cărbune, cum facem și noi. Un alt motiv este legat de modul în care noi suntem pregătiți să exploatăm și să livrăm curent aici în România. Cu tehnologii învechite, o facem și prost, a mai fost și secetă, nu mai zicem, iar în cele din urmă, toate astea se suprapun pe o liberalizare a pieței de energie, așa cum ne-am angajat noi la Uniunea Europeană în 2007. Când am intrat acolo, dacă vă aduceți aminte, am acceptat ca statul să nu mai facă prețurile. Dar pentru că eram foarte săraci, Uniunea Europeană ne-a zis așa: domnule, luați-vă o perioadă de grație în care prețurile astea să fie reglementate de stat ca să poată plăti toată lumea. Și au fost 13 ani. Prin 2020 am zis că suntem pregătiți. Adică, uite, domnule, avem și ceva dare de mână, am pregătit și industria asta, nu prea ne-a reușit. Și în fața a ceea ce ar putea fi o dramă pentru mulți dintre noi, guvernul caută soluții. Mecanismele luate în discuție prevăd fie compensarea parțială a unor facturi pentru o parte de populație, dar sau plafonarea prețurilor. Este foarte probabil ca soluțiile să fie diferite la curent și la gaze. Unul dintre mecanismele luate în calcul de stat zice așa, că la o factură de 82 de lei, să zicem, statul ar urma să plătească 18 lei. Dar acest lucru, spune ministrul Popescu, nu ar trebui să se întâmple pentru toată lumea. Atenție! Nu mi se pare just și moral ca cei cu venituri mari și foarte mari să beneficieze de o plafonare a prețului la energie și la gaze, zice ministrul. Pe de altă parte, premierul Câțu, care se opunea oricărei plafonări, a venit ieri și a zis: domnule, dacă statele europene multe plafonează, păi ce facem? Plătim noi ce rămâne, surplusul, factura? De aici pleacă dezbaterea noastră de astăzi, prieteni. Eu vreau să știu cum vă este vouă și cum vedeți problema asta. Vă dau întâi telefonul la care să ne sunați. 0372069599. Îl repet ca să-și facă curaj și cei care ne sună prima dată. 0372069599. Cum v-a afectat acest val de scumpiri? Ce înseamnă facturile la gaz și la curent pentru familia voastră? Oameni buni, ce așteptați să facă guvernul? Și care este soluția corectă? Plafonare pentru toată lumea sau ajutor doar pentru cei săraci? Voi cum vedeți treaba asta? 0372069599, emisiunea România în direct este și pe Facebook, eu arunc un ochi și acolo cât se poate, mai pun dintre mesaje în dezbatere, haideți să pornim, căci eu am vorbit destul. Bogdan, salutare! Salut, Cătălin! Ce propui?
Uite, sunt din Iași. În propriu zis, sunt din Iași. Momentan sunt în Galați. Am un job de vânzări și umblu prin toată țara. Ca și familie, nu pot să spun că m-a afectat foarte mult creșterea prețului la gaze și la energie electrică. Dar, pe de altă parte, nu mi se pare normal ca cei care câștigă mai mult, poate muncesc mai mult decât ceilalți, să plătească mai mult decât o persoană care nu contest faptul că nu sunt și defavorizați. Există persoane care trebuie să ajutate, dar nu cred că pentru toată lumea. Cei care au un venit mic. Deci cum să fie? Adică ai vrea o plafonare, spui tu, sau doar ajutor pentru cei cu adevărat vulnerabili? Eu cred că plafonarea ar fi cea mai bună, pentru că și noi, cei care muncim și câștigăm peste medie sau peste salariul minim, contribuim la statul român. Plătim taxe mai mari, plătim impozite mai mari. Ele în quantum le plătim mai mari, că tot 10% plătim cu toții. Da, acum, de ce ți-ar trebui ție, dacă tot câștigi mai mult, să primești un ajutor de la stat? Scuză-mă că te întreb. Nu mi-ar trebui, dar este vorba de principiu. Încurajăm foarte mult, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar încurajăm să fie leneși, să nu meargă la muncă, să stea pe ajutorul social, tot felul de chestii de genul ăsta. Da și nu, și da și nu, știi de ce? Pentru că asta e doar o parte din populație. Dar sunt oameni care muncesc onest în țara asta, dar muncesc pe salarii mici. Uite, aici le salut pe doamnele croitorese de la Focșani, care ascultă postul ăsta de radio de dimineață până seara, da? Și care n-au cele mai mari salarii din lume și muncesc cu oamenii. Adică chiar muncesc doamnele de acolo. Corect. Atunci, acele persoane poate ar trebui ajutate mai mult decât să fim ajutați noi ceilalți. Okay. Dar pe de altă parte, și faptul că au un venit mai mic, au un salar minim, mă gândesc, este tot vina statului român. În ce sens? Pentru că acel salar minim ar trebui să-ți asigure un minim de existență. Cu 2000 de lei, sau cât este acum salarul minim în România, 2000 brut. Și un pic impozabil, brutul. 2300, da. Îmi este greu să cred că cineva poate supraviețui în România. Perfect de acord cu tine. Salariul ăla ori ar trebui mărit, ori ar trebui aplicată soluția propusă de Năsui, dar asta e altă discuție, în care ei să nu mai plătească 10% impozit, dar mai mult de atât, România ar trebui să încerce să se dezvolte astfel încât să nu mai plătească salarii din astea de mizerie, să aducă valoarea adăugată. Îți mulțumesc, Bogdan. Îți doresc drum bun acolo între Galați și Iași. Bogdan zice așa, domnule, până la urmă și bogații muncesc și contribuie în țara asta, hai să fie la fel pentru toată lumea. Adică asta e către clasa politică, spune așa, dragă clasă politică, nu, domnule, deci plafonez prețul la curent, soluția propusă și de PSD, soluția pe care guvernul Ponta o implementase la un moment dat, și rămâneam așa, plafonați, adică, bun, și e ok așa să ne subvenționeze statul chiar pe toți. Simona, salutare! Bună ziua, Cătălin, Simona, sunt de la Bacă. Noi am mai discutat de multe ori, da, multe nu pot să adaug pentru că ce-a spus antevorbitorul meu, eu sunt într totul de acord. Adică? Pentru că consider că un agent de vânzări care pleacă dimineața la 6 de acasă și se bate 4 județe pe săptămână, ca să fie plătit procentual din ceea ce face și se întoarce poate seara la 8 acasă, frân de oboseală, da, poate are un salar mai mare decât unul care muncește de la 7 la 4 în fiecare zi. Nu sunt de acord să există o diferențiere, nu. Vreau și eu să fiu ajutat, chiar dacă poate veniturile mele sunt mai mari, pentru că pentru veniturile alea mă trezesc mai devreme, ajung mai târziu acasă și muncesc mai mult. Nu sunt de acord cu tine. Nu-s de acord cu tine. Nu știu, mă știu și așteptăm să nu fii de acord. Dar, nu, pe de altă pentru parte, că nu poți, nu eu sunt... nu știu ce muncește un om pe salariu minim, am dat mai devreme un exemplu, adică... Da, știu, dar da. Pe de altă parte, în antena, sunt și oameni care trebuie ajutați, recunosc. Dar nu putem tot timpul merge pe ideea că cei care muncesc mai mult nu au dreptul la anumite chestii, pentru că muncind mai mult și au veniturile mai mari, e adevărat,
dar nu sunt niște acordi ca toți cei care sunt asistați sociali și nu merită să fie asistați sociali, pentru că dacă îi chem la muncă, nu-ți vin și să-i plătești, dacă îi chem într-o gospodărie sau ceva. Nu sunt de acord. Deci trebuie să existe o soluție, trebuie să fim ajutați toți. Și cel care muncește mai mult, și cel... Eu am plecat din vânzări, m-am reîntors în învățământ, unde, sincer, salariul meu este mai mic, dar m-am întors la ceea ce mi-a plăcut, la catedră, la copii. Cum te-a lovit? Cum te-au lovit scumpirile astea? Mă afectează foarte mult. Adică explică. Pe mine una mă afectează. În primul rând, stau și mă gândesc că va veni iarnă. Sunt trei copii la mijloc, care fiecare are un calculator. Clar, va crește consumul. Vine ziua, se micește, clar se crește consumul la curent. Deci pe mine, da, mă afectează. Cât din banii voștri din casă dați voi acum pe gaz și pe curent? Mă rog, vara nu-i foarte relevant. Nu, acum aș încerca să fiu. Deci pe luna trecută nu am avut mult. Am avut undeva în 90 de lei gazul și curentul. Deci n-am avut, ce să spun. Dar pe perioada de iarnă ajung undeva la 400-420 gazul și curentul. La un apartament cu trei camere. E mult pentru voi, 420 de lei? Da, da. Mulțumesc tare mult, da, Simona. Pentru un om care are un copil care trebuie să se pregătească de medicină și dacă nu-l dai la pregătire în școală nu se învață, pentru un părinte care mai are un copil clasa 10-a unde trebuie să bagi în el bani, că altfel nu se face în școală, deși sunt eu cadru, asta este, pentru un copil care este clasa 6-a, da. Să cumpere absolut totul, da. De exemplu, noi avem 4 zile de școală și, din păcate, în 4 din ele, 3 zile cât am lucrat eu la clasă cu copiii mei, toate fișele a trebuit să mi le fac eu. Eu am dat până acum 142 de lei doar la Xerox să-mi fac fișele pentru copii. Pentru copii, fiind, mulțumesc tare mult, Simona, pentru copii, fiind vorba de copiii de la școală, în sensul acesta. Laurențiu spune pe Facebook, nu plafonează prețul la curent pentru că statul ia redevență de până la 500%, plus că ne taxează și pe noi. S-ar putea să-l plafoneze. Mă gândesc eu la cum văd semnalele politice, să vedem ce acorduri obțin. Pe de altă parte, mai scria cineva la un moment dat pe Facebook, spunea așa că felicitări guvernării PNL, UDMR, USR, că avem cele mai mari prețuri la curent din Europa și cele mai mici salarii. Nu e așa. Dacă vă uitați pe statistic, o să vedeți că prețurile noastre la curent și la gaze nu sunt printre cele mai mari din Europa. Suntem și noi acolo, în pluton. Și încă o dată, ceea ce vreau să spun, sigur că e foarte ușor acum. Eu pot să vin aici de la microfon și cu să-i auzi și pe unii și pe alții, spuneți, guvernul e de vină. În această situație, specific, nu numai acest guvern, ci și multe alte lucruri care se întâmplă în plan exterior României. Și o sumă de decizii guvernamentale care din trecut pun presiune pe noi. De exemplu, nu am reușit să punem pe cineva să exploateze gazele alea de la Marea Neagră, care pentru noi ar fi fost utile în coșul ăsta de prețuri. De ce? Pentru că în anii guvernărilor Dragnea se încercau tot felul de mișmașuri acolo. Valentin, salutare! Ce facturi? Ce facturi ai, Valentin? Momentan nu sunt, dar or să vină, pentru că nu a fost consumul de gaz crescut. În schimb, nu înțeleg de ce prezentați așa lucrurile, pentru că mereu aruncă, guvernul ia o decizie și după aceea o aruncă în spațiu public și trebuie să ne ciondenim noi între noi, că vreau și eu reducere, vreau și eu ajutor. Nu mi se pare corect, pentru că și dumneavoastră ca presă participați la asta. Problema nu se pune așa. A zis mai devreme că nu ne dă voie Uniunea Europeană. Așa a zis și Câțu, că nu ne dă voie Uniunea Europeană. Păi, Spania, de exemplu, o să plafoneze. Da, și au anunțat această propunere. Sunt mai multe state și asta a zis și premierul Câțu, că dacă cele 6 state care cer plafonare vor face acest lucru și România o va face, pentru că nu e, cum a zis, proastă să plătească în plus față de restul statelor. Sigur că da. Dar pentru asta... Până la urmă se schimbă așa lucrurile de pe zi pe alta, dacă nu făcea nimeni... Deci asta arată că se poate. Asta arată că se poate încerca, da. Adică știi că se poate. Nu, asta arată că se poate, pentru că țările respective vor face. Nu e la nivel declarativ. Da, nu știu exact dacă vor face sau nu vor face, dar sau cu ce costuri vor face sau ce mecanisme. Vă pierdeți din credibilitate, serios. Ați ajuns să scoateți fiecare, să luați cartoful fierbinte din mâna politicienilor. Nu mai sunteți ce erați. Lăsați-o încolo, că oamenii vă ascultă, pentru că erați
nu știu, chiar dacă sună idilic acum, erați câinele de fază al societății. Nu înțeleg reproșul. Din poșetă. Bun, ok, dacă vrei să ne jignim, adică putem să o facem în continuare. Vreau doar să vă spun că nu mai sunteți în loc de presă, ați devenit birou de presă. Și eu pot să spun în acest moment că nu ai capacitatea să înțelegi lucrurile. Dacă vrei să ne jignim, o putem face. Dar nu vă jignesc, eu nu vă jignesc. Doar ne-am făcut, știi cum e vorba aia veche, ne-am făcut zdreanță, dar nu ne-am jignit. Păi nu, dar nu e normal, pentru că atâta timp ați început emisiunea și ați spus că nu ne-a dat UE, ne-a impus să nu liberalizăm. Și a fost dezinformare totală. Ni s-a spus, consumatorii trebuie să-și aleagă furnizorul, trebuie să opteze pentru nu știu ce tarif. Că va crește maxim procentual cu 4-5%. Da, asta unde s-a întâmplat asta? Cum gestionează statul? Păi statul se uite și spune nu, că așa, că sunt statul de capul are lor. Numită, păi, are o agenție numită ANRE, care trebuia să facă niște pregătiri. Cine a intrat pe piața liberalizată, cazul meu, de exemplu, anul trecut, a avut și reduceri la costul curentului electric. Eu, de exemplu, un an de zile am plătit mai puțin decât plăteam înainte. Ca să-ți dau un exemplu. Da, pe piață liberă. Am avut contract. Ați menționat de ANRE. Da. În ce context ați menționat acum de ANRE? Cum adică în ce context? Când ai spus tu că statul nu face. Ce face? Păi ANRE trebuie să verifice această piață și să vadă dacă funcționează corect. Și ANRE... Probabil că nu face cel mai bine, că văd că toată lumea care se pricepe la chestiunea asta spune asta. Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, domnul Chirițoiu, spune că nu are semnale că pe piață s-ar întâmpla ceva greșit. Cum să nu, dacă au venit facturi dublate, triplate, înzecite? A, te referi la acele greșeli, la facturile acelea mari. Greșeli. Stai puțin, te referi că aici trebuie să separăm apele. Un pic. Una este creșterea din facturi pe care a văzut-o foarte multă lume, da? Și eu am plătit cu 100 de lei mai mult decât luna trecută, în condiții de consum similare. Alta e să povestim de facturile de 20.000 de lei care le-au venit unor oameni și pentru care să caută încă o explicație. Acolo nu știm ce s-a întâmplat. Dar n-au venit multor oameni facturi de 20.000 de lei. Corect, dar de exemplu, noi jucători intrați pe piață, a fost și o anchetă în Libertatea, au avut oferte înșelătoare, sigur, până da. La sfârșitul anului ai preț fix per kilowatt, gigacalorie, nu știu ce, și apoi au explodat prețurile. Și nicio autoritate a statului, care aceste autorități sunt în slujba statului, domnul Câțu, poate să le spună, poate să le forțeze, nu să le forțeze, poate să le spună pur și simplu să-și facă treaba. Nu că să vedem, să facem, să dregem. Nu, toate lucrurile astea se tergiversează, doar ca să se uite și să ajungem în iarnă cu costurile astea. Perfect, deci, de acord cu noi tine. Noi trebuie să ne obișnuim, doar cât să devină o obișnuință. Și apoi mi se pare ceva normal, e standard. Sunt de acord cu tine că instituțiile statului nu și-au făcut treaba în ce privește aceste tipuri de facturi. De ce nu și-au făcut asta? O să vedem când o să avem anchetă parlamentară sau de altă natură la ANRE sau când stimatul parlament va hotărâ să mai verifice ce se întâmplă acolo, că ANRE-ul este sub subordonare parlamentară. Dar să spui aici, că fac o paranteză, că noi nu ne-am preocupat sau că nu am făcut, invocând pe de altă parte articole de presă, mi se pare... complet aiurea, dacă articole dai voie. Articole de presă de unde? Că am acum invocat articole de presă din colegi. Din Libertatea, a fost un articol... Dar alte site-uri nu citiți dumneavoastră aici? Că eu de dimineață mă iau mai pe... Dar dată de domnul Tolontan. Știam că, adică, dacă ați dat din altă tabără, mă puteați acuza de... Nu știu ce, adică... Că nu sunt imparțial. Nu, dar ați spus că presa nu se preocupă că a devenit, citând în același timp un articol de presă. Presa scrie. Nu și... de presă, mă referam la noastră. A, la mine ca personal, la nu, noi nu, ca nu, post. Nu, la Europa FM ca post. Am înțeles, dar am deci înțeles. Tot a pornit de la începutul pandemiei, de când noi ca proștii donam pentru că spitalele nu aveau nici de unele, statul, fără niciun fel de semne de întrebare, a alocat de la început 40 de milioane pentru presă. În condițiile în care spitalele nu aveau niciun fel de material. Dar statul de a alocat, statul a alocat miliarde de lei? Statul nu, a alocat miliarde de lei rost. Pentru spitale. Asta încerc să spun, pentru că nu aveau, banii aia nu trebuiau direcționați acolo.
Pentru că nu ați avut niciun fel ca trust, nici noastră, nici alte trusturi, nu ați avut niciun fel de scădere. Toți cei care cumpărau reclamă de la noastră, hipermarketuri, farma, nu au scăzut, nu au fost afectați de criză, încât să se regăsească și în prețul reclamei. Mulțumesc tare mult, dar aici ești chiar nepriceput. Piața noastră a scăzut cu 75%. Da? Când faci o astfel de afirmație, chiar trebuie să o verifici. Adică tu te uiți că afacerea noastră este legată numai de publicitatea care se difuzează pe post? Lucrurile sunt mult mai complicate în industria asta. Da? Iar scăderile au fost nu importante, au fost răvășitoare pentru foarte multă presă din România care a substituit sau s-a substituit presei publice în perioada respectivă și aveai nevoie de o sursă de informare credibilă și corectă. Salutare, Ștefan, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, Ștefan sunt din Iași. Vorbeam despre facturi, să știi. Despre facturi vorbeam și despre facturi o să vorbesc și eu în continuare. Tu ai introdus două supoziții sau două posibilități ce ar trebui să facem, să alegem o variantă sau alta. Eu cred că există și a treia variantă. Și anume aceea ca clasa politică să ne lase un pic în pace. E o criză, o criză a energiei care este generată de inflație. Inflație creată în mod evident în urma declanșării pandemiei și a emiterii de bani. Masa monetară s-a mărit, da? În toată Europa, tot ce ține de Uniunea Europeană. E evident o inflație generată de acest lucru. Altfel nu puteam trece peste această pandemie. De acord cu tine. Lumea trebuie să știe cu asta, cum se zice, instituțiile europene au aruncat cu bani în populație. Da, și în sensul ăsta au aruncat cu bani în populație. În sensul ăsta, asta era și ideea mea. Cred că politicienii și clasa politică trebuie să ne lase în pace, pentru că de ajutat nu ne ajută cu nimic, în schimb ne încurcă în mod evident zi de zi, în fiecare zi. Eu unul m-am săturat de această, cum să-i spun eu, mărșăvie, da? Și nu e un cuvânt exagerat, pe care unii și alții încearcă să o facă pe spatele nostru atunci când ajung în funcții publice. Uită-te și la acest prim-ministru, da? În care multă lume a avut o încredere fantastică, venit din societatea privată, din mediul privat, de aici, de unde marea majoritate, sau, mă rog, un anumit număr al populației muncește zi de zi și generează profituri, da? Dar stai puțin, care e reproșul? Adică tu spui așa, domnule, clasa politică să ne lase în pace. Păi, fără clasa politică, în momentul ăsta, nu prea cred că putem rezolva situația. E adevărat. Este adevărat. Este adevărat. Și în cazul energiei nu poate fi aplicat, dar eu îți dau definiția, Cătălin, îți dau definiția societății de piață perfect, da? Pe care un guvern de dreapta, în mod teoretic, ar trebui să o facă. Ok, ce se întâmplă dacă piața de energie crește, da? Atunci lumea o să consume mai puțin, populația o să consume mai puțin, da? Ce o să se întâmple lucrul ăsta? Ce o să facă băieții ăștia deștepți din energie când o să vadă că nu o să mai aibă cu ei vin de energie? Probabil o să scadă prețul. Eu ți-am dat definiția economiei de piață. Oare chiar e așa la curent electric și la asta? Adică cum ai face tu să scazi consumul de curent? Sunt multe implicații pe lângă, că nu poți să compari energia electrică și gazele cu ciocolată, sunt de acord cu tine, dar vorbeam de economie de piață pură, da? Da. Și voiam să mai zic ceva. Apropo de liberalizarea asta a prețurilor, da? S-a făcut campanie timp de un an de zile, treceți pe modul de consum pe piața liberă, da? Pe piața concurențială, pentru că consumatorii care o să rămână pe vechiul tip ăla clasic sau nu știu cum, doamne, cum se numea, vor avea de suferit începând de la 1 ianuarie, după care s-a prelungit termenul de la 1 iulie și așa mai departe. Toată lumea a spus, tot ANRE-ul, ministere, ministri, primari penali, primari mai puțin penali, s-a făcut o campanie națională. Sper că ești de acord cu mine, da? Și săptămâna trecută să vină un reprezentant ANRE și să ne spună că e posibil ca aceia care au rămas pe planul standard să nu aibă parte de același
la aceeași scumpire la energie, da? Față de cei care au trecut pe piața concurențială. Este declarație în presă. Da, e posibil, e posibil pentru că au niște clauze acolo, să rămâne la un anumit preț, unul minimal. E o întreagă complicație pentru cei care au rămas pentru standard. Chestia aia mi se pare de ordinul penal. Deci ar trebui populația să facă plângere la protecția consumatorilor, la parchet. Cum poți să-ți permiți tu, un reprezentant al statului, o instituție atât de importantă a NRE, să vii să faci un bluff, da? La început să spui toată lumea trece sau oleu pe piața concurențială și după aia să vii să zici, păi știți că cine a rămas e posibil să fie mai bine. Păi, înțelegi ce vreau să spun? Da, pentru că statul îi obligă să dea la cel mai mic preț din piață, dacă nu mă înșel, nu e ca și cum ai fi în... nu le iau apărarea, dar explic mecanismul, ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce avea de verificat ANRE era dacă, într-adevăr, oamenii aceștia facturează corect și dacă au mecanisme de facturare corecte către populație. Și asta este ceea ce ANRE n-a făcut în momentul acesta și nici n-a avut presiuni foarte mari. Deși Atunci să facem presiune, Cătălin. Da? Cine a greșit să plătească. Cine trebuie să meargă la pușcărie pentru dezinformare, să facem pușcărie pentru dezinformare. Pentru că la stat, cine greșește, nu se întâmplă nimic, se uită. Vin alte subiecte, se mai aruncă bălane de săpun și așa mai departe. Eu în mediul privat, dacă fac o greșeală, plătesc și răspund. În funcție de greșeală, bineînțeles. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan. Vă întrebam astăzi la România în direct în ce măsură sunteți afectați de valul acesta de scumpiri și care e soluția corectă din partea guvernului, adică plafonare pentru toată lumea sau ajutor pentru săraci în ceea ce privește curentul și gazele. Unde suntem? La Sebastian, nu? Salutare! Salutare! Cred că am posibilitatea să te fac să te răzgândești cu privire la această plafonare. Hai să zic ideea mea. Nu țin neapărat la ea. Încerc și eu să-mi pun mintea la contribuție. Fii atent. Ți se pare normal ca un cizmar care muncește de dimineață până seara să aibă tot ce îi trebuie mai puțin încălțări? Dar asta e vorbă românească veche, nu? Că... Păi, ți se pare corect la cât curent facem noi să avem probleme cu curentul și cu gazul? Adică noi... Mi se pare ciudat, mi se pare greșit și nu cred că suntem singuri, cred că sunt multe țări care generează destulă energie, incomparabil oricum cu noi, care știi că multă vreme am fost self-sufficient, cum se spune. Separă-le, că gazul, am pușcat. Gazul da. nu e chiar de la noi tot, gazul e importat în mare măsură. Sigur da, că România deci, are fiindcă, curent fiindcă electric. Am găsit niște gaz în Marea Neagră și au râs băieția de peste graniță încolo, trecem pe la ei să mergem în Germania, au râs de noi că ce o să faceți cu tot gazul ăla? O să faceți un foc mare și o să-l ardeți acolo la voi în, mare? Mi-e teamă că a râs un guvern sau mai multe guverne întregi de noi care nu au reușit să rezolve chestiunea aia și nu au reușit să aducă companii să le exploateze. Dacă da, ții minte, oricum, domnul Dragnea... Nu normal, scuză-mă că, întrerup, da. Că te întrerup, să se țină cont de cât produci. Și în funcție de cât produci tu ca țară din Uniunea Europeană, să ți se acorde o marjă anume ție, repet, ajungem în situația cizmarului care merge de sculț. O chestie care creează frustrări. Chestia asta poate duce la războaie mai mult sau mai puțin. Sebastian, hai să le explicăm oamenilor care nu știu exact despre ce e vorba, da? Prețul, cel puțin la curent electric, este pe o așa numită piață spot, da? Care este piața pentru ziua următoare și locul unde vânzătorii de energie negociază aceste contracte, da? Cu cei care vor să cumpere. E o tranzacție acolo. E, pe piața asta spot sunt cuplate piețele din România, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia. Și din cauza asta, prețul poate fi influențat la noi în țară de ce se întâmplă și pe celelalte piețe, da? Eu mecanismul mai vine Germania și da. Spune stai un pic, eu vreau tot curentul, tot, că eu am bani, eu îmi permit. Uite, dar m-am apucat de minat Bitcoin. Asta te ajută, în unele situații te ajută. Deci în unele situații s-ar putea să meargă foarte bine când ești cuplat cu alții la un loc. În alte situații însă, s-ar putea să fie chiar rău, cum e pentru noi acum.
Da, e rău și pentru alții, nu numai pentru noi. Da? Astea nu sunt. Cum ar putea fi bine? Poți să-mi dai un exemplu? Cum ar putea fi eu bine nu sunt faptul jucător. Că vine Germania și... Eu nu sunt jucător pe piața bursieră, să-ți explic, dar de asta e constituită chestiunea asta, ca uneori să poți să livrezi prețuri de o anumită calitate pentru consumatorii tăi. Asta e făcută, nu e făcută în detriment să furi oamenii. Ok, n-am spus să fie tot curentul nostru al nostru, vorba ungurilor, nu? Ce o să facem cu gazul ăla? O să-l facem un foc mare acolo și dăm foc acolo în Marea Neagră, dacă nu trece țeava pe la ei? Ok. Nu asta, nu spun asta. Nu spun să ținem toată energia pentru noi. Dar ajută-mă, dă-mi un procentaj, nu? Produc o cantitate anume, diferențiază-mă față de cel care nu produce. Ce spui tu, de fapt? Nu-ți se pare corect? Ba da, mi se pare corect. Măcar o reducere, băi, la pantofia pe care îi fac dimineața pentru tine. Ce spui tu, în realitate, este că, de fapt, vrei o intervenție mai mare a statului în acest sistem, care să nu funcționeze liberalizat până la capăt, ci să funcționeze de o manieră corectă pentru marele public. Adică... Mă așteptam atunci când am intrat în Uniunea Europeană să se poată sări peste acest stat care își bate joc de noi. Parcă de-aia intrasem. Mă uitam pe statisticile Eurostat, cine a consumat, cine a produs. Sunt statistici din 2010. E bine. Păi, hai să vedem cine cât produce, cine cât consumă și reglementează tu ca Uniune, nu că de-aia ne-am unit. Și într-o Uniune trebuie să fim toți corecți, că de-aia ne-am unit, ca să fim cât mai corecți și să ne fie cât mai bine. Nu alora în Germania, care au salariile de trei ori cât noi, să zică, ce mă, curentul să plătește, nici nu, cred că ei nici nu realizează că curentul să plătește atât de ieftin pentru ei, iar pentru așa. Noi... Ia uite-te la spaniol cât de tare i-a lovit. Deci... Păi da, da, Spania e mai sărăcuță un pic, vorbim de Germania. Care Germania, sigur că e un etalon. Pe de altă parte, cum să zic? Păi da, Germania poate să și retragă din producerea de energie electrică, că e ca și cum n-ar fi. La ce mașini face și ce bani are, dar te zic că știi ce? Noi doar consumăm, mai zic, vă mai ajutăm și noi. Până ne-am retras. Pe de altă parte, o mare parte, zici, îți mulțumesc tare mult, Sebastian, pe de altă parte... Mare parte din impozitele nemților vin și aici, în România, când aducem bani europeni. Horia, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin. Ideea e următoarea. Ideea predecesorului meu mi se pare un pic așa hazardată, dar acum trebuie să acceptăm toate variantele. Suntem în democrație, nu? De asta ne strângem aici să discutăm împreună. Da, bun, categoric. Ideea e următoarea, că noi vrem să trăim ca în Germania, dar hai să facem să ajungem ca în Germania. Pentru adică... că, din cunoștințele mele, eu am o anumită etate și atunci când, mă rog, a venit Revoluția cu pricina și noi, eu eram un pic tinerel, poate nu, tocmai a vârsta majoratului, auzeam pe aici, pe colea, nemții, imediat după al doilea război mondial, au făcut ce-au făcut, au dat mână de la mână și au lăsat salariile prin fabrici, ca să le iasă și să le meargă bine. Probabil că asta au și făcut-o, ca temperament de popor, sigur au făcut ceva de genul. Îi și cunosc câți dintr-o regiune cu foarte mulți sași, sau, mă rog, erau cândva mai mulți sași pe aici, și pot spune că am făcut chestia asta. Păi hai să facem și noi așa. Și atunci, probabil că unii ca mine, ca domnul dinainte, sau alții care câștigăm destul de bine în țara asta, eu pot să spun că câștig destul de bine, pentru ceea ce fac, probabil, nu îmi dau identitatea profesională și nici nu contează. Okay. Hai să facem, să lăsăm în așa fel încât statul ăsta cu bun, cu răi, cu conducători slab sau nu, să se descurce cumva și încetul cu încetul să ieșim la limanul la care ni-l dorim. Bun. Și soluția ta aici, în ce discutăm soluția ar fi specific? Să, da, într-adevăr, să se facă o areșcare plafonare, o plafonare preferențială, într-adevăr. Pentru că sunt și oameni. O plafonare preferențială, adică ce zici, paradoxal. Pe bază? Pe bază de venituri. Adică în ideea în care cei care muncesc într-adevăr mult prea mult, disproporționat de mult pentru niște salarii de mizerie și sunt atâția, chiar să se iei să facă acest favor. Mm-hmm. Dar tu ai avea nevoie, Horia, tu personal? Sincer, nu. Nu, categoric nu. Și de o să zic, cât plătești? Uite, dă-mi, ai apartament sau ai casă? Nu, deci din potrivă, chiar cu atât mai mult, la casă stau. Acum, hai să zicem că deci... în contextul familiei mele, da, lucrez la casă. Deci, cât? 600 de lei pe iar, da, iar de pe luna de iar? Nici vorbă, cât? Nici vorbă. Gaz, poate gaz. Poate 3, poate 400, cel mai mult. Tu, deci, încălzești casă, stai un pic, încălzești casă cu 300 da. De lei? Am fost nevoit să încălzesc și casă pe chestia de...
gaze, mă rog, până la urmă, am făcut la moment și combinații de genul cu combustibil fosil, adică lemn. Deci, da, am înțeles. Ok, deci ai făcut ceva. Românul oricum e inventiv, Cătălin. Hai să zice și pe aia. Întotdeauna găsește soluții. Știu, dar ultima soluție, spor la treabă, Horia. Ultima soluție pe care o găsiți, o găsise lumea, știți când vorbeam aici cu domnul Berceanu, acum câteva luni, Berceanu de la Mediu, și care să plângea de ce s-a arde prin sobele astea, că apropo de ultima soluție găsită, da, sigur, ne-am încălzit, dar în sobe să strică aerul din București, spunea, da, că suntem inventivi. Teodor, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Aș începe în primul rând să-ți spun că am plătit curentul gazul 68 de lei pe luna august. Fix ca și mine. O diferență cu 15 lei față de anul trecut. Față de august anul trecut? Față de august anul trecut. Chiar am avut curiozitatea să mă uit și 15 lei diferență. În condițiile în care e o casă, doi copii, da, nu facem... folosim gazul doar la partea de apă caldă, iar curentul mi-a venit cu 220, undeva la cu 7, tot așa, 70-80 de lei mi-a venit mai mult față de luna trecută. În condițiile în care am niște lumini pe exterior, tot ce înseamnă iluminatul în casă este pe bază de LED, deci cam aproape 300 de lei mi-a venit curentul, în condițiile în care am niște lumini pe exterior, pe curte, care merg aproape non-stop. Am patru becuri care merg non-stop, bară. Nu e un impact foarte mare pentru mine, cel puțin. Asta ca și nici n-am schimbat contractele. Contractele sunt de 4 ani de zile, aceiași furnizori. Ești pe standard, adică ești pe... Da, pe cel standard, standard. Adică dacă impactul bugetar e de 70 de lei la curent, la gaz va veni iarna și sunt sigur că va fi un impact calculat de 15 lei, probabil că dacă în iarnă plătesc undeva factura la gaz cu încălzire și cu apă caldă, plăteam undeva la 4 milioane, probabil că acum voi plăti undeva la 5 milioane. Casă, 90 de metri pătrați, amprent, adică nu e nici mică, nu e nici mare. O casă normală, familie cu doi copii. Deci impactul bugetar nu cred că va fi chiar așa de semnificativ. Bineînțeles, dacă stau la casă, înseamnă că nu câștig 2000 de lei, câștig mai mult. Și acum revenim la partea asta cu venitul lunar. Cred că ar trebui, cum ai zis tu mai devreme, separat un pic apele. Ok, avem aceia care câștigă 1500, 2000, 2500, 3000, îi avem pe cei clasa medie care merg undeva până la 10-15 mii de ron pe lună și avem pe cei care câștigă foarte mult. Aici nu avem de ce să... nu avem dubii, e clar, ar trebui probabil și impozitați. Dar de ce un om care câștigă, nu știu, dau un exemplu, 7000 de lei pe lună, 8000 de lei, omul ăla ca să câștige 7000, 8000 de lei, nu stă la birou toată ziua, se duce la 8 și pleacă la 4. Poate sunt câteva excepții, câteva cazuri. Da, da? Știu, poate muncește mai mult, dar... De ce ar trebui să plătească, nu știu, mai mult? Pentru că el, ca să ajungă la o sumă, eu dau exemplul meu, poate ori mai fi, poate ori mai fi. Eu plec dimineața, mă trezesc la 6, îmi verific agenda până la 7, când se trezesc copiii, la 7:30 am lăsat copiii la școală și o vin seara la 10:11. Deci tu ai spune așa, domnule, plafonarea e soluția, adică toată lumea să plătească la fel. Da, plafonarea, adică, ok, mai rămân cei care câștigă, nu știu, 5.000, 10.000 de euro pe lună. Acolo e un semn de întrebare, dar din punctul meu de vedere, toți cotizăm, toți ar trebui să beneficiem, pentru că cel care are un salariu de 2.500, 3.000 de lei, dau un exemplu, plătește taxe și impozite de 2.000 la valoarea respectivă. Da? Eu care câștig, nu știu, 10.000 de lei într-o lună, plătesc taxe și impozite la cei 10.000 de lei. Eu nu plătesc taxe și impozite, eu nu plătesc CASS și ce mai am de plată la valoarea de 2500. De acord. Adică dacă e pentru toți, ok, să fie pentru toți. Dacă nu, hai să le separăm și atunci nici mie nu mai convine să plătesc asigurare, care oricum eu nu m-am dus niciodată la spital, să plătesc, nu știu, 3.000 de lei asigurare medicală și șomaj și alte ce mai plătesc din salariu, și să nu beneficiez niciodată. Că, vezi, Doamne, voi avea pensie mai bună. Mor la 40 de ani, Doamne ferește, într-un accident și uite că nu am beneficiat nici de pensie. Iar okay, la spital să mă duc tot două ore sau să aștept. Nu ar trebui separate apele în așa fel încât să mă afecteze și pe mine
la fel cum îi afectează și pe ceilalți. Pardon, sau să fim toți în aceeași găleată. O să vedeți că mai purtăm această dezbatere. Deocamdată suntem toți în aceeași găleată. Asta e foarte adevărat. Și ani de zile am susținut acest punct de vedere și sunt întru totul de acord cu tine. Doar că în ce privește iarna asta, singur ai spus că ție mai ușor. Doamnelor de la Focșani, cred că le va fi mai greu. Și aici intervine capacitatea societăților de a-i ajuta și pe unii și pe alții. Nu știm care dintre soluții va fi aleasă. Ministrul Energiei Virgil Popescu ne-a promis în vară, în deșteptarea, că va veni în acest studio să stea de vorbă cu voi și o să vă dea explicații mai bune și mai corecte, probabil decât cele făcute de date de mine. Dar ceea ce cred foarte tare este că statul trebuie să intervină ca să rezolve această situație pe care piața liberă nu o poate rezolva în acest moment și că ar fi putut să facă mult mai multe ca să nu ajungă exact în acest punct. Vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.